Suntem în legătură directă cu dr. Raed Arafat. Nu e nevoie să meargă acolo pentru a putea ști ce se întâmplă în Olt. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Cine e de vină pentru situația generată astăzi în Olt? Deci, situații în care apar infecții colective în azilele de bătrân, în centrele speciale, cu persoane care sunt cu probleme speciale, noi l-am abordat de regulă altfel, adică am trimis o echipă medicală de evaluare la fața locului. Deci evaluarea la fața locului, nu în mașini după ce au stat 6 ore în mașini. Exact. Deci noi trimitem de regulă, și asta a fost regulă în toată țara, se trimite echipa medicală, verifică la centru care e situația, triază persoanele, cele simptomatice sunt duse mai departe la spital, cele asimptomatice pot rămâne acolo sau li se găsește un loc de izolare față de ceilalți. Cel puțin, astăzi au fost duși 27 de pacienți, care 8 dintre ei s-au întors la centru, restul au rămas, am înțeles, internați, ei fiind pacienți foarte speciali și cu nevoi speciale, iar mâine restul, care este încă la centru, 17 persoane, s-a decis în final să meargă o comisie să-i examineze acolo. Iar când apar astfel de probleme, și asta este ce transmit colegului care a vorbit, știu toate numerele de telefon ale centrului de comandă, ale centrului operațional de la Ministerul Sănătății, al tuturor. Nu le oprește nimeni să dea un telefon să ne anunțe. N-avem cum să știm ce se întâmplă în fiecare colț al țării dacă nu ne anunță. Deci puteau astăzi să sune și să ne anunțe că avem o problemă la Olt și asta se întâmplă, și vă garantez că era luată măsura imediată de rezolvare a problemei respective. Bun, oamenii acolo pe teren, nu știu, nu vreau să evaluez, nu știu cine a făcut bine, cine a făcut rău, nu vreau să dau vina nici măcar pe medicii de la Slatina sau în alte parte, care și ei la rândul lor aveau de luat niște măsuri speciale, adică o persoană care nu poate să fie pusă în salon cu alte persoane, alți pacienți, înțeleg aceste elemente pentru persoanele cu nevoi speciale. Dar este șocant pentru mine în această seară, domnule doctor, faptul că, sigur, nu v-au anunțat, este o greșeală pe care au făcut-o, și în momentul în care autoritățile locale fac erori semnificative, cum s-a întâmplat astăzi, iau numărul de telefon să sune direct la centru de comandă și să vorbească, să reclame acea situație. Acum însă, ce auzim noi? Deci după ce că au fost atâtea ore în salvări și spunea ambulanțierul pe acel material video că erau într-o situație foarte complicată, cu făcut nevoile pe ei și așa mai departe, îmi cer scuze pentru detaliile astea, dar ca să înțelegem umilința la care au fost supuși acești oameni. Și după ce au fost luați, duși, ținuți în mașini, 17 dintre ei au fost și întorși. Tocmai pentru că dumneavoastră ați explicat foarte clar, procedura este ca în momentul în care există o astfel de situație într-un centru de felul acesta sau într-o casă de bătrâni, evaluarea să se facă acolo. Nu, informația care o am, nu 17 au fost întorși. Din 27, 8 au mers înapoi și vor rămâne izolați la centru. Da? Mai erau încă 17 la centru care trebuie evaluați. Okay. Pe aceștia o să-i evalueze o comisie mâine la centru. Dar câți au fost întorși înapoi? 8 din 27. Asta 8. E informația care o am eu, okay, la acest moment. E foarte posibil ca dumneavoastră să aveți dreptate și cred că dumneavoastră aveți dreptate, aveți date oficiale. Asta este ce am primit ca date acum jumate de oră. Se schimbă totuși treaba asta, adică să nu se mai întâmple încă o dată ca oameni de felul acesta să fie puși pe drumuri, puși în salvări sau ore în șir, după care întorși la centru. Deci, cum v-am zis, abordarea inclusiv la București, puteți să vă interesați, am avut azile de, adică cămine de bătrân, azile de bătrân, în care, de exemplu, de la Spitalul Marius Nasta au plecat acolo cu unitatea radiologică mobilă și i-au evaluat la fața locului și i-au făcut radiografiile la fața locului, pentru că avem o unitate mobilă de radiologie la Spitalul Marius Nasta. În loc să-i ducem la evaluare la spital, și am dus la spital numai cei care necesitau internare la spital. Deci asta vreau să înțelegeți, că acolo, dacă astfel se proceda astăzi, mâine am înțeles că e luată decizia că să totuși restul care au rămas de evaluat să fie evaluat la fața locului și de acolo să se decide dacă este cineva care necesită transfer, internare undeva. Ultima întrebare, domnule doctor. Astăzi am avut peste 1700 de infectări, record de la începutul pandemiei.
Și temerea multor specialiști este că acest număr va crește. Va crește odată cu redeschiderea școlilor și am auzit specialiști în boli infecțioase care spuneau că într-o săptămână, peste o săptămână, o să vedem un nou număr, o creștere și, desigur, în luna aceasta avem și alegeri, o nouă situație în care mase mari de oameni se întâlnesc, vom vedea cum respectă regulile. Vă așteptați ca în urma redeschiderii școlilor și în urma alegerilor să avem creșteri și mai mari și să vedem noi și noi recorduri? Deci eu de la început am zis că vor fi creșteri, noi sperăm să le ținem sub control. Singura modalitate de a le ține sub control este respectarea regulilor. Și vedeți, în ultima perioadă sunt unii care ne ceartă de ce le cerem să intre în secția de vot cu mască și care ies și spun că ei nu vor, vor să voteze, dar nu vor să intre în secția de vot cu mască. Deci când stăm și auzim astfel de, scuzați-mă, de aberații, clar că sunt unii care încă n-au înțeles ce se întâmplă în jurul lor. Vrem să controlăm situația, chiar într-o situație în care există risc să crească numărul cazurilor, singura soluție este respectarea regulilor care sunt impuse, inclusiv purtarea măștii și distanțarea și dezinfectarea. Deci eu sper că prin măsurile de control, dacă sunt respectate, totuși această creștere să rămână una controlabilă, să nu avem o creștere majoră. Dar, bineînțeles, nimeni nu poate să prezică acest lucru. O să vedem cum o să fie. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Și eu mulțumesc.